La ora actuală, noi lucrăm cu două produse și le promovăm pe piața românească. Unul dintre acestea este Tableau Software, iar celălalt ClickView. Unul vine din Statele Unite, celălalt din Suedia. Da, se spune de la început că sunteți distribuitori de produse. Da, oferim servicii de licențiere, de dezvoltare, de implementare și de training pentru aceste două produse. Dăm un exemplu. Hai să luăm produs cu produs. Primul, să începem cu Tableau Public. Concret, cum sunt folosite aceste produse de către companii? Ce oferă ele? Tableau, dacă discutăm despre Tableau, misiunea acestora este să ajute oamenii să vadă și să înțeleagă datele. E foarte important acel a vedea, vine de la a vizualiza datele, deoarece în momentul în care datele sunt reprezentate într-o formă grafică ușor de înțeles și de digerat de fiecare om în parte, atunci este mult mai ușor să identifici oportunitățile sau pericolele care se află ascunse în date. Dacă revenim un pic la produsul pe care l-ai menționat, Tableau Public, acesta este un produs oferit absolut gratis de către cei de la Tableau pentru cei îndrăgostiți de date, pentru cei care vor să prezinte datele despre care vorbesc sau pe care lucrează public către toată lumea prin intermediul internetului și să le adauge valoare prin această componentă senzațională de vizualizare. Asta varianta demo, ca să zic așa. Nu este o variantă demo, este o variantă permanentă. Există foarte multe domenii în care se folosește, de exemplu în presă, presa din absolut toată lumea folosește Tableau Public pentru a insera în website-urile lor această reprezentare grafică a datelor despre care scriu articolele respective. Sigur că există și o, bineînțeles, o variantă absolut, contra cost. Absolut, este dedicat companiilor, acestea pot folosi versiunile de desktop și de server în interior, normal datele nu mai sunt publice și normal fiecare companie își adaptează configurația de tablou necesară în funcție de specificul și de nevoile sale. Sigur, cel gratuit e un server public, practic, da? Serverul companiei absolut, producătoare? Absolut, toate datele sunt urcate pe serverul Tableau și de acolo devin publice prin intermediul internetului către toată lumea. Iar acesta contracost este oferit companiilor, da, cum spuneam, contracost, pentru procesarea și analiza datelor în interiorul companiei spre uzul... Exact, oamenilor angajaților, exact, a managerilor din compania respectivă. Am văzut că aveți un portofoliu de clienți mari, în primul rând Dacia, Carrefour, Ursus, GDF Suez. Au cam un singur lucru comun și anume sunt clienți mari cu acționariat străin, în rest sunt foarte diferite. Da. Unii produc mașini și alții sunt pe piața de retail, vând, alții produc bere, alții distribuie gaze. Ce au în comun aceste companii de folosesc acest tip de afaceri? Business intelligence. Așa cum ai zis și tu, sunt mai multe lucruri pe care le au în comun. Sunt companii mari, sunt companii cu acționariat străin, dar sunt companii care produc foarte multe date. Sunt companii care au conștientizat valoarea transformării datelor în informații relevante pentru business. Sunt companii care își doresc să pună la îndemâna angajaților lor instrumente flexibile și rapide, tocmai pentru a îmbunătăți sistemul decizional. Cam astea sunt lucrurile pe care le au în comun, din perspectiva noastră. Și suntem extrem de mândri că sunt clienții noștri. Dar IMM-urile, companiile, să zicem, medii, nu neapărat mici, cum pot folosi aceste produse? Nu sunt scumpe? Nu știu, aveți variante poate mai ieftine, adaptate la piața aceasta? Nu... Sunt mai multe lucruri care pot fi discutate din această perspectivă. Tu ai dat niște exemple de companii mari,
da? Și suntem, repet, extrem de mândri că sunt clienții noștri, dar au mai pătruns în portofoliul nostru și companii, să zic, din segmentul de middle, gen ATP Exodus, de cei de la Baia Mare, Maxigel din Ploiești, companii care de data asta sunt cu acționariat românesc, dar care au înțeles și ele nevoia de a avea astfel de instrumente și sunt extrem de încântate să le folosească. Din perspectiva mea, deocamdată nu sunt atât de mulțumit cu numărul acestor clienți, pentru că sunt sigur că orice companie de nivel mediu produce suficient de multe date și are nevoi absolut similare și chiar și cu companiile multinaționale în analiza și procesarea acestor date. Mai mult, poate fiind o companie medie versus o companie uriașă, deciziile trebuie să le iei câteodată mai repede, pentru că nu ai, să zicem, aceleași surse de finanțare cum au și acces la acele surse de finanțare cum au companiile mari. Dar, din păcate, cred că în România încă nu foarte mulți oameni din aceste companii medii au înțeles valoarea folosirii datelor pe care companiile lor le produc. De ce spuneți asta? Care e reacția lor când le prezentați acest tip de soluții business intelligence? Să zic că mi s-a întâmplat cu ceva timp înainte să aud o remarcă mai des, și anume, decât să investesc într-o astfel de soluție, mai bine îmi cumpăr o altă mașină, dar este alegerea fiecăruia. Iar pe de altă parte, oamenii s-au obișnuit să folosească soluțiile Excel, consideră că le sunt suficiente, de multe ori nu vor să meargă un pic mai departe, și cred că educația managerială în companiile românești lasă foarte mult de dorit. E greu să sfidezi orice statistică care îți spune România din perspectiva productivitate, randament și așa mai departe, se află acolo unde știm cu toții. Să nu-ți dai seama că este un lucru absolut normal să găsești o educație deficitară din punct de vedere managerial în companiile respective. Altfel, părerea mea că n-ar avea cum să fie acele statistici adevărate și sunt. Dar până unde poate funcționa Excel-ul și de unde ar fi cazul poate să ne orientăm către o soluție de business intelligence? Unul din primele semne poate să fie faptul că deja Excel-ul se încarcă greu pe calculator. Da? Un sentiment pe care foarte multă lume l-a trăit. Pe de altă parte, ajunge să punem 5 oameni la masă, să le punem în față același fișier Excel și să vedem ce înțelege fiecare. Iar pe de altă parte, să-i luăm pe aceiași 5 oameni, să le punem în față aceleași date din acel Excel, dar procesate cu ajutorul unui instrument de business intelligence și să vedem care este noul nivel de înțelegere. Partea vizuală, dinamică și flexibilitatea și intuitivitatea acestor produse dă valoare și pentru aceea, și ăsta este motivul pentru care la nivel mondial există un interes enorm pentru instrumentele de business intelligence. Dar celălalt produs despre care vorbeai, spune-ne câte ceva despre el. La ce folosește concret? ClickView este produsul cu care am început în 2007. E produsul pe care am început să-l promovăm în România în 2007. Este tot un produs de business intelligence, un produs îndrăgit de către utilizatori, un produs care se adaptează extrem de rapid și facil oricărui tip de business, și din punctul nostru de vedere suntem extrem de încântați că la ora aceasta pentru piața românească cred că propunem cele mai bune produse de business intelligence, și asta nu o spun neapărat eu, ci Gartner, care
este numărul 1 în piața de research pentru instrumente de tehnologie. Și în fiecare an Gartner publică un cadran magic al instrumentelor de business intelligence, unde cele două, Tableau și ClickView, sunt lideri și noi le reprezentăm pe amândouă.